Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Gimițoi, de la biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și el să ne binecuvinteze pe toți. 1 Corinteni, capitolul 4. 1 Corinteni, capitolul 4, versetele 1 și 2. Iată cum trebuie să fim priviți noi ca niște slujitori ai Lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor Lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat Lui. Amin. Mulțumesc pentru bunăvoința dumneavoastră, vă invit să vă reocupați locurile. Slavă Lui Dumnezeu pentru felul în care lucrează în viața noastră. Slavă lui Dumnezeu pentru felul în care lucrează în copiii noștri, în casele noastre. Suntem aici, alături de copiii noștri, de soții, de soțiile noastre, să ne închinăm lui Dumnezeu pentru că ne-a făcut bine. De când ne-am născut, Dumnezeu ne-a căutat, ne-a iubit și ne-a binecuvântat. Și aceasta este ziua Domnului, să venim înaintea lui și să-i mulțumim. Să-l preamărim pe Tatăl, pe Isus Hristos și pe Duhul Sfânt. Pentru că Dumnezeu a investit în noi fără să merităm. Dacă lucrul acesta ar fi trebuit să-l facă oamenii, ar fi obosit de mult. Dar Dumnezeu ne-a binecuvântat. Cinstit să fie Domnul. Lunea trecută am fost la părtășie cu frații, cu surorile, cu grupa de familii peste 11 ani și am discutat despre familia lui Iosif și Maria, părinții Domnului. Și fratele Petru. A avut un gând vis-a-vis -vis de tainele lui Dumnezeu. Mi s-a lipit de inimă cuvântul acela, și în seara aceasta, îndemnat de Duhul, am alcătuit câteva gânduri din scriptură sub forma unei predici, pe care o intitulez Secretele lui Dumnezeu sau tainele lui Dumnezeu. Am zis noi că în prima și în a treia duminică din lună încercăm să avem o predică de evangelizare, în a doua și în a patra. Să avem o predică despre familie, iar în ultima, dacă este patra, a patra sau a cincea, să avem o predică în limba engleză pentru tineri. În seara aceasta stăm înaintea Domnului și privind la textul acesta, înțelegem că Pavel și apostolii din vremea lui, oamenii chemați de Dumnezeu să gestioneze, să administreze, să instrumenteze voia Domnului, tainele Domnului, s-a simțit responsabil de asta. Dumnezeu s-a separat de om, de aceea omul l-a pierdut și pe Dumnezeu, a pierdut și voia lui Dumnezeu. Și lucrurile pe care omul le știe despre Dumnezeu sunt absolut elementare și uneori confuze și insuficiente. De aceea, cea mai mare parte a voiei lui Dumnezeu a devenit neînțeleasă și ascunsă față de oameni. Oamenii astăzi trăiesc în confuzie din punct de vedere spiritual și biblic. Oamenii au cunoștințe tehnice, tehnologice, în diverse domenii de specialitate, dar oamenii trăiesc în confuzie din punct de vedere spiritual și din punct de vedere biblic. Și în seara aceasta aș vrea să vorbesc puțin despre câteva dintre tainele lui Dumnezeu, despre secretele divine, având în vedere că Biserica Domnului în calitate de copii ai lui Dumnezeu, trebuie să cunoască voia Tatălui, voia lui Dumnezeu. Oamenii din lume nu au interes pentru asta. Și acesta este primul motiv pentru care ei nu cunosc voia lui Dumnezeu. Nu au interes pentru lucrările lui Dumnezeu. În al doilea rând, nu au o judecată duhovnicească pentru lucrurile lui Dumnezeu. Ei le judecă firește. Elementul de a măsura viața pentru oamenii din lume sunt banii, plăcerea, confortul. Apoi ei nu au credință să accepte lucrările lui Dumnezeu, să le creadă. Nu au dragoste ca să reacționeze la ele atunci când le aud. Și, desigur, ei nu fac parte din familia lui Dumnezeu să aibă interes pentru lucrurile din interiorul familiei lui Dumnezeu. Privind în Biblie vom găsi multe taine. Tainele acestea, în procesul Manifestării sau revelării Voiei lui Dumnezeu de-a lungul Vechiului Testament și Noului Testament? Tainele acestea au fost descoperite, dar la început nimeni nu a știut de ele. Oamenii încercau să le priceapă. Apostolii vorbesc despre prorocii din vechime, care au depus eforturi considerabile, încercând să priceapă voia lui Dumnezeu și mersul lucrurilor. Una dintre marile taine ale lui Dumnezeu, dar descoperită la vremea potrivită, însă rămasă pentru unii taină și astăzi, este Israel. Atunci când Biblia vorbește despre taina lui Israel ca și națiune, popor ales de Dumnezeu, are în vedere în primul rând chemarea lor, alunecarea lor și ridicarea lor la sfârșitul veacurilor. Priviți, vă rog, ce spune cuvântul. A venit la ai săi, e vorba de Domnul Isus, însă ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Și, de asemenea, Pavel continuă în Romani, capitolul 11, versetul 25, vorbind despre procesul acesta al alunecărilor, dar și al ridicărilor, atunci când spune fraților, pentru ca să nu credeți, să nu vă socotiți singuri înțelepți. Nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până la intrarea numărului de plin al neamurilor. Taina aceasta este presărat în ceea ce privește explicarea ei în tot procesul Revelației Biblice. Însă, în Daniel, în capitolul 9, există textul acela arhicunoscut spus de înger profetului. Acolo unde Dumnezeu se adresează lui Daniel și îi explică ce se va întâmpla cu națiunea lui. Și Dumnezeu îi spune, când ai început tu să te rogi, Daniel, rugăciunea ta făcută pentru țară, pentru popor, de fapt, când ai început tu să te rogi, a ieșit cuvântul. Și eu, spune îngerul, am venit să ți-l vestesc, să ți-l explic că tu ești prea iubit și scump. Ia aminte, dar, la cuvântul acesta și înțelege vedenia. Îngerul a venit să-i aducă o vedenie care avea un conținut din partea lui Dumnezeu pentru el. Și acest conținut era cu privire la poporul Israel pentru care Daniel se ruga în taină. Și îngerul începe să explice. Explicația îngerului nu e ușor de înțeles, mai ales de noi, oameni care nu cunoaștem nici cultura, și nici trecutul poporului Israel așa de bine cum îl cunoaște un evreu. Spune îngerul, 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte. Până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și prorociei și până la unsul sfântului sfinților și până la ungerea Sfântului Sfinților. Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, adică Mesia la Cârmuitorul, vor trece șapte săptămâni, apoi timp de 62 de săptămâni piețele și gropile vor fi zidite din nou și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste zile și după, după aceste 62 de săptămâni unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici, va nimici cetatea și Sfântul locaș. și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jerfa și darul de mâncare și pe aripa urciunii idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât. Acesta este vedenia. Este mesajul lui Dumnezeu către un evreu pe care el trebuie să-l spună evreilor, poporului său. Foarte mulți oameni nu au înțeles de ce Dumnezeu a ales una dintre națiunile pământului ca să o numească poporul său și ca să o folosească ca pe un instrument al slavei sale în perspectiva mântuirii celorlalte națiuni. Israel a ieșuat. Știți bine că, în ultimă instanță, a venit fiul stăpânului la ei și ei l-au respins. L-au omorât folosind autoritatea politică și militară a Romei. Privind la profeția aceasta, ne aducem aminte de ce spune Isaia cu 161 de ani înainte să fie rostită această vedenie lui Daniel, cu 161 de ani înainte, în capitolul 44, de la versetele 26 la 28 și de asemenea în capitolul 45, există o profeție a lui Isaia care pregătește această vedenie a lui Daniel și spune cuvântul, dar întăresc cuvântul robului meu și împlinesc ce prorocesc trimișii mei, eu zic despre Ierusalim va fi locuit. Și despre cetățile lui Iuda vor fi zidite iarăși și le voi ridica de rămăturile. Eu zic adâncului usucăte și îți zvoi secareurile. Eu zic despre Cir, el este păstorul meu și el va împlini toată voia mea. El va zice despre Ierusalim să fie zidit iarăși și despre templul său să îi se pună temeliile. Și capitolul 45 continuă cu versetele de la 1 la 5 și de asemenea versetul 13. Isaia îl introduce pe Daniel, iar Daniel introduce... Noul Testament și procesul lui Dumnezeu cu privire la Israel. Israel a fost luat dintre națiunile mici. A fost chemat de Dumnezeu cu o misiune sfântă. Au ieșuat și Dumnezeu i-a iertat și le-a redat șansa de multe ori. Până la urmă, Dumnezeu i-a abandonat pentru o vreme. Dar atunci când Dumnezeu i-a abandonat pe ei, Dumnezeu s-a uitat către toate națiunile Pământului. Și în felul acesta s-a deschis o nouă dispensație, o nouă perioadă de timp, numită perioada de timp pentru neamuri. Dacă Dumnezeu nu i-ar fi pus pe ei deoparte, atunci nu s-ar fi uitat cu metoda aceasta înspre neamuri. Pavel vorbește foarte mult despre altoirea neamurilor, folosind procesul acela al viței de vie și al multiplicării ei, al altoirii ei sau al copacilor, și ia această comparație din viticultură sau din pomicultură și uh, compară cu procesul, cu procedeul acesta, uh, metoda lui Dumnezeu spirituală sau această realitate de altoire a națiunilor în Israel. Și spune Pavel, dacă ei n-ar fi căzut, dacă Dumnezeu nu i-ar fi lăsat deoparte pentru o vreme, atunci voi nu ați fi putut fi altoit, dar prin căderea lor au venit ei. Mesajul lui Daniel, pe de o parte, este greu de înțeles. La nivel general însă, ca și idee de bază, fără explicarea amănuntelor, este însă simplu. El vorbește în amănunt despre trei părți ale acestor 70 de săptămâni, unde o zi înseamnă un an, și 70 de săptămâni ori 7 înseamnă 490 de ani. Dar privind lucrurile mai în general, fiindcă nu este subiectul predicii din seara aceasta să studiem Daniel, capitolul 9, observăm că perioada aceasta de 490 de ani este împărțită în două. Prima perioadă conține 62 de săptămâni, respectiv 483 de ani. Atunci când ne uităm în istorie, constatăm că trebuie să găsim data la care un împărat al vremii a dat o lege cu privire la rezidirea Templului, dar și cu privire la rezidiri sociale, nu doar a Templului. În sensul că Scriptura nu vorbește în Daniel, capitolul 9, doar despre rezidirea Templului, și după cum veți observa, vorbește despre piețele și gropile vor fi zidite din nou piețele și gropile vor fi zidite din nou. De ce spun lucrul acesta? Spun lucrul acesta pentru că trei împărați au dat patru edicte cu privire la repatrierea evreilor și la rezidirea templului. Cir, în 538-536, a dat primul edict și pleacă Ezra cu un grup numeros de evrei. Dariu, un al doilea împărat medopersan, repeta acest edict împotriva legii mezilor și perșilor în 520. Spun împotriva legii me mezilor și perșilor, fiindcă mezii și perșii erau foarte categorici în privința legilor pe care le dădeau și la care țineau cu maximă scrupulozitate. Niciodată nu treceau peste ele și niciodată nu le repetau. Observăm că Dariu repetă o poruncă dată de Cir, împăratul de dinaintea lui. Apoi, ca un făcut, Artaxerxes, împăratul care urmează, în 444 și apoi în 457, repetă acest edict, trei împărați îl repetă de patru ori, și Neemia este al doilea lider care cu un alt grup de evrei se întorc în Ierusalim. Acum, întrebarea este la care edict lege cu privire la reconstrucție se referă Dumnezeu prin înger către Daniel? Pentru că întâlnim patru edicte. Observați, vă rog, că vom face, va trebui să avem criterii de selecție și unul dintre ele este faptul că primele două, Cirius și Dariu, când au dat edictele acestea de repatriere a evreilor și când le-au pus la dispoziție resurse materiale pentru ca să rezidească templul și ca să rezidească curțile, zidurile, observăm că n-au avut în vedere ceea ce, menține, ceea ce conține profeția. Piețele și gropile vor fi zidite din nou. Dar atunci când Artaxerxe, în 457, a dat acest edict, lucrul acesta s-a întâmplat prin Neemia. Dacă plecăm de la data aceasta și numărăm 483 de ani, ajungem în anul 26 era noastră după Domnul Isus Hristos. Și Scriptura spune, unsul va fi stârpit. Observați că Biblia face o pauză, în procesul derulării celor 62 de săptămâni sau 483 de ani și la un moment dat Scriptura se oprește în cronologia anilor și vorbește despre evenimente care se întâmplă atunci. Se creează o paranteză de timp care se, al cărei sfârșit este revenirea la ultima săptămână dintre cele 70. Cu alte cuvinte, Începe numărătoarea primei săptămâni până la 69, și apoi există o perioadă de timp nedefinită, neprinsă în cele 70 de săptămâni, și când va după un timp pe care noi nu-l cunoaștem, Biblia nu vorbește cât de lung va fi. Această paranteză poate fi mai lungă sau mai scurtă, de pildă până astăzi are 2000 de ani. La un moment dat se va relua numărătoarea acestor săptămâni. Prin ultima care a mai rămas, respectiv ultimii șapte ani. Sigur că, în funcție de denominația creștină, în funcție de orientarea teologică, textul acesta din Biblie are foarte multe alternative de interpretare. Însă, ceea ce vreau să vă spun este faptul că diavolul și oamenii s-au bucurat când au văzut că evreii s-au prăbușit. În anul 70, evreii s-au prăbușit. Țara lor, templul lor, casele lor, totul a fost distrus. Iar toți soldații care au contribuit la războiul acela conduși de fiul lui Vespasian, generalul Titus, au fost grațiați de împăratul de la Roma prin faptul că, indiferent de vârstă, au fost scoși la pensie. Indiferent de vârstă, au fost scoși la pensie. Atât de importantă a fost pentru Roma această bătălie. Numai că ei toți care au fost scoși la pensie au fost trimiși într-un loc de odihnă în Valea Vezuviului. Acolo au fost trimiși toți pentru odihnă până la sfârșitul vieții, pentru actele de eroin și de bravură pe care le-au făcut în, în procesul acesta de, de, de anexare a lumii. Numai că Dumnezeu a făcut din muntele acela să iasă un vulcan și toată valea aceea a fost acoperită de foc. Iar puternicii soldați ai Romei, care s-au făcut meritoși prin cucerirea și distrugerea Ierusalimului, au murit toți arși. Dacă ați vrea să privim în istorie de la anul 70 până astăzi, la felul în care Dumnezeu s-a războit cu toți dușmanii evreilor, inclusiv cu romanii, inclusiv cu francezii, inclusiv cu germanii, inclusiv cu rușii și să nu spunem și cu celelalte naționalități care i-au asuprit pe evrei, ar fi foarte interesant să constatăm că atunci când Dumnezeu se superă pe poporul Său, el îi pedepsește, dar nu permite altora să-i pedepsească. Unii dintre dumneavoastră sunt stați și sunt situații în viață când hotărâți să vă pedepsiți copilul. Nu știu cum, dar îi pedepsiți. Dumneavoastră vă luați libertatea să-l pedepsiți, dar dacă ar vrea vecinul să vină să-l pedepsească, nu-i permiteți. Dacă ar, ar veni un frate din biserică să spună, lasă-mă domne pe mine să-l pedepsesc, eu îl pedepsesc mai cu inimă, nu i-ați permite. La fel procedează Dumnezeu. El își pedepsește poporul, dar nu permite altora să-i pedepsească poporul lui. El este singurul care își asumă dreptul și prerogativa să-și pedepsească poporul. Nemții, francezii, romanii, rușii, ei și-au permis alături de Dumnezeu să tăbare asupra evreilor, spunând Dumnezeu și-a tras mâna de peste ei. Este adevărat. Pentru o vreme între săptămâna 69 și 70, în pauza aceasta nelimitată, în timpul acesta, când Dumnezeu îi lasă pe ei, dar se orientează înspre neamuri, ăsta e timpul bisericii, ăsta e timpul bisericii, e vremea harului, e dispensația bisericii, a neamurilor. Dar Dumnezeu va rezolva problema cu neamurile când un număr cunoscut de Dumnezeu va fi împlinit prin predicarea Evangheliei pe tot pământul. Și atunci Dumnezeu, ceata aceasta de oameni născuți din nou și un plus de Duhul numit biserică, vor fi trimiși într-un loc special. Și atunci Dumnezeu se va întoarce să termine ceea ce a început și n-a terminat, dar nu din cauza Lui, ci din cauza lor. Și dintr-o dată va reîncepe cronologia numărătoare, ceasul cel vechi care s-a oprit de 2000 de ani al lui Israel. De 490 de ani, oprit la 483, se va relua pentru următorii ani. Ei bine, aceasta este o taină, Lumea nu privește așa. Uitați-vă la lumea arabă. Interpretează ei Biblia în maniera aceasta? Ei nu vor să accepte că Israel este cine este? Ei nu vor să accepte că Israel va reveni pe scena istoriei, că Dumnezeul va ridica, că Dumnezeul va apăra. Ei nu înțeleg că Israel e pedepsit, dar nu de ei, ci de Domnul. Și Dumnezeu nu le permite lor să treacă dincolo de ceea, de ceea ce lor le este dat să facă Și să contribuie, să devină partener cu Dumnezeu în răzbunarea asupra lui Israel Singurul care se mânie pe Israel este Dumnezeu și atât Același lucru este valabil și cu biserica Uneori Dumnezeu folosește toiagul, nu iaua Uneori metodele lui Dumnezeu sunt de genul acesta Însă Dumnezeu nu permite dușmanilor lui și dușmanilor noștri să ne pedepsească Dacă ne lovește ne lovește Dumnezeu, pentru că el face rana și el o vindecă. Dar Dumnezeu nu lasă oamenii necredincioși și pe fiii diavolului să lovească biserica sa și pe copiii săi. Aceasta este filozofia de lucru a lui Dumnezeu. El e un tată demn și nu permite vecinilor să-i pedepsească copiii, atunci când ei merită pedepsiți, îi pedepsește el, pentru că are calitatea să-i pedepsească, pentru că i-a născut, el i-a creat. Odată nedemn și a doua în Golgota, slăvit să fie Domnul. Subiectul acesta, taina lui Israel, este unul amplu, foarte amplu. Intenția mea nu este să aprofundăm subiectul acesta, ci doar să spunem câte ceva despre această taină care este Israel. Taina aceasta a fost prezentată în Scriptură, dezvăluită în Scriptură și ea nu mai este taină. Însă datorită ignoranței și datorită necredinței, oamenii Trăiesc încă în necunoștință cu privire la planul lui Dumnezeu pentru Israel. O a doua taină pe care o găsim în scriptură nu mai este taina lui Dumnezeu, secretul lui Dumnezeu, taina lui Israel, este taina lui Dumnezeu. Dacă taina lui Israel a fost chemarea, prăbușirea și restaurarea, taina lui Dumnezeu este Isus Hristos. Uitați ce spune cuvântul. Pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste, și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, care este, adică, pe Iisus Hristos. Coloseni, capitolul 2, versetul 2. Să cunoască taina lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos. De ce Iisus Hristos este taina lui Dumnezeu? Diavolul a curtat pe primii doi oameni din grădină și a vrut să îi distrugă. El a vrut să se răzbune pe Dumnezeu. A văzut că nu poate, a pierdut războiul din ceruri, a fost aruncat în văzduh și a pierdut demnitatea de slujitor al lui Dumnezeu. Și atunci el s-a orientat și a concentrat atenția și răutatea asupra creaturii lui Dumnezeu. A venit la Eva când era singură, i-a deschis mintea și i-a cucerit mintea. Eva a păcătuit împreună cu ea și Adam și diavolul a jubilat, s-a bucurat când a văzut că Dumnezeu, în dreptatea Sa, îi cheamă pe primii doi oameni să-i întrebe de ce ați fost infideli. Eu trebuie să mă țin de cuvânt cu privire la voi și trebuie să vă scot din prezența mea. Diavolul a știut atunci că va mai avea pe cineva împotriva lui Dumnezeu, pe cei doi. Pentru că așa cum s-a supărat el când a fost aruncat din prezența lui Dumnezeu, el a anticipat că așa se vor supăra și cei doi, fiind deportați, alungați din prezența Domnului. Și uitați-vă astăzi la aproape șase miliarde și jumătate de pământeni cum sunt împotriva lui Dumnezeu. Fratele David vorbea de dimineață de mișcarea aceasta asociație a ateilor din Europa care are uh, aripi puternice în Franța, în Italia și nu numai. Mișcări care se revoltă împotriva lui Dumnezeu. Oamenii aceștia screați de Dumnezeu. Dumnezeu dă ploaie pentru ca oamenii aceștia să aibă ce să mănânce. Dumnezeu le binecuvintează soțiile să meargă la spital și să se întoarcă cu copiii sănătoși. Dumnezeu le dă sănătate și capacitatea să vadă lumina zilei. Și oamenii aceștia trăiesc într-o ignoranță și într-o destrăbălare, trăiesc sub un blestem atât de negru și atât de gros, încât ei nu-L văd pe Domnul și nu-L cinstesc pe Domnul. Ei bine, Imediat după ce omul a căzut în păcat, Dumnezeu a venit la om și în capitolul 3 din prima carte, versetul 15, Dumnezeu rostește pentru prima oară în scriptură și în univers o profeție prin care se deschide perspectiva restaurării omului căzut în păcat. Ca un fir roșu se repetă, se învârte, se rostogolește, versetul 3, capitolul, capitolul 3 cu 15 din Genesa. Și versetul acesta îl întâlnim spus sub alte și sub alte forme în celelalte cărți ale Bibliei. Până când în, Ioan, capitolul 3, versetul 16, la împlinirea vremii, se concretizează prin venirea lui Dumnezeu printr-un copil în lumea noastră, în calitate de mântuitor, pentru ca să se împlinească Genesa 3 cu 15. Nimeni nu a știut cum se va întâmpla asta. A fost o taină. A fost asul din mâneca lui Dumnezeu, dacă îmi permiteți. Nimeni nu a știut cum va mântui Dumnezeu. Diavolul a crezut că Dumnezeu va mântui printr-o serie de legi, așa cum este în alte religii, cum are hinduismul, budismul și alții. Adică, mântuirea se câștigă prin merite personale, transpiri, reușești să urci nu știu câte sute de trepte pe genunchi, să zdrobești genunchii, să sângerezi, să plătești un preț, ești mântuit. Și dintr-o dată Dumnezeu a venit cu ceva ce-l oferă oamenilor în dar, cu Isus Hristos, el s-a întrupat printr-o fecioară, diavolul a fost surprins de asta. El s-a întrupat într-un grajd, diavolul a fost surprins de asta. Dumnezeu l-a prins pe diavolul pe picior greșit. El nu și-a imaginat că planul lui Dumnezeu este atât de simplu. El a crezut că omenirea va rămâne pentru totdeauna departe de Dumnezeu. Oamenii vor rămâne mereu în păcat și nu-i va mai scoate nimic de acolo, pentru că el a știut cât de drept e Dumnezeu. I-a dovedit-o lui în cer și lui Adam și Eva în grădină. Dumnezeu nu se compromite. Și el a știut că omul niciodată nu o să aibă capacitatea aceasta a nivelului de sfințenie atât de mare încât Dumnezeu să spună, ok, ai trecut examenul. N-ai cum să treci examenul cu Dumnezeu. Numai că Dumnezeu știind și el asta, a căutat o a treia persoană, terță persoană, care să devină avocat, mijlocitor mântuitor și să îi ia apărarea omului scoțându-l nu prin resursele lui, ci prin resurse din afară, din exterior, pe om. Și a venit Dumnezeu Fiul din cer în calitate de pământean, a murit în locul pământenilor, a luat pământenii care îl acceptă pe Iisus în inimă în calitate de mântuitor, prin credință și pocăință, i-a pus în biserica sa, îi ține în biserica sa peste care a turnat Duhul Sfânt și orientarea Bibliei, până când Dumnezeu, printr-un înger, va suna într-o trompetă universală, se va auzi un, gluz, un sunet pe tot pământul și atunci, prin Duhul Sfânt, biserica se va ridica. Diavolul nu și-a imaginat așa ceva. A spus, hei, tu ești un om, tu nu vei ieși niciodată de sub lestem că tu nu reușești să te sfințești. Vei reuși tu să faci o faptă bună, dar două orele. Mintea ta e predispusă spre rău. Am să mă țin după tine mereu și am să te pun să fumezi, am să te pun să consume alcool, să înjur, -mi să minți, să furi. Mereu am să mă țin de tine, mereu și mereu și mereu. Am să te stimulez prin vedere, am să te ispitesc, nu o să te las în pace și nu o să ieși de unde ești. O să rămâi mereu sub mânie și Dumnezeu o să te trimite. În iad. diavolul a crezut că asta este metoda lui. Și dintr-o dată apare cineva în lumea noastră și diavolul este zbuciumat. Și acel cineva moare în locul oamenilor și oamenii sunt liberi. Și secretul lui Dumnezeu a fost Isus Hristos. Slăvit să fie Domnul. Dacă n-ar fi venit Isus Hristos, n-aveam nicio șansă. De aceea pe el trebuie să-l primim, pentru că el este soluția, el e taina, el e secretul lui Dumnezeu. Biblia vorbește și despre o taina lui Hristos. Dacă taina lui Dumnezeu este Hristos, taina lui Hristos este Biserica. Dar o biserică restaurată. Satan s-a bucurat în zadar că l-a compromis pe om. De ce? Pentru că Dumnezeu a venit printr-un copil în lumea noastră și dintre oamenii aceștia compromiși, dintre oamenii aceștia compromiși pe care El îi cheamă la sine, o parte dintre ei vin. Și cei care vin, El le plătește datoria. Și întreabă, tu câtă datoria ai la bancă? Doamne, am 400 de mii. Poți să o plătești? Doamne, de-abia ce să mănânc. De unde să o plătesc? Și el spune, aici este cecul de 400 de mii, poftim, ești liber. Tu câtă datoria ai? Doamne, eu am un poți să-l plătești. Doamne, nu poți să-l plătești, de-abia am bani de benzină. Un aici este cecul pentru tine, ești liber. Și îl cheamă pe altul, tu cât ai? am 50 de mii. vrei să te ajut? Nu, mă descurc. Și pe cei care acceptă harul său, Dumnezeu le dă un cec pentru ca să li se ierte toate păcatele și mânia lui Dumnezeu să se tragă de peste ei. Oamenii aceștia acum au libertate să vină în prezența lui Dumnezeu într-un grup de oameni născuți din nou numiți biserica. Biserica aceasta nu e de multe feluri. Din punct de vedere real pe pământ se împarte în multe denominații. Dar din punct de vedere spiritual, biserica aceasta înseamnă oameni născuți din nou. Taina lui Hristos este biserica. Uitați ce spune cuvântul. Rugați-vă totodată și pentru noi, spunea Pavel, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care iată că sunt în lanțuri. În Efesen 5 cu 32, Pavel continuă spunând, taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică citindu-le continuă Pavel, vă puteți imagina priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos. Și ne capitolul 1 cu 9, că cea binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care alcătuise în sine însuși. A alcătuit Dumnezeu un plan, dar planul acesta a fost necunoscut de oameni. De aceea e numit taină. Numai că la împlinirea vremii cu 2000 de ani în urmă, planul acesta a devenit public. El nu mai este asta taină, dar așa public cum este. Cei mai mulți oameni îl resping, nu-l acceptă. Iar unii dintre cei care îl acceptă nu se țin de cuvânt și peste un timp, datorită tentațiilor, dau înapoi și li se face dor de foștii castraveți din Egipt, timp în care Dumnezeu le-ar da mană, prepelițe și apă din stâncă. Și să nu mai vorbim că le-ar oferi Canaanul unde curge lapte și miere. Însă ochiul și inima omului sunt rele și nespus de înșelătoare. Apoi Biblia vorbește despre taina Evangheliei. Există și o taina a Evangheliei. Spune cuvântul, V-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu. Sau, Pavel spune în 1 Corinteni 2 cu 1, cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau cu o înțelepciune strălucită. Sau în capitolul 6 din Efeseni, versetul 19, îl spune, pentru mine, ori de câte ori îmi deschid gura, rugați-vă să mi se dea cuvânt ca să fac de cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Care este taina Evangheliei? Taina Evangheliei este informația ce vine de la Dumnezeu. Să le spună oamenilor, voi trebuie să credeți în Dumnezeu și dacă vreți să credeți în Dumnezeu, Biblia este ceea ce voi trebuie să credeți. Crezând în Biblie, credeți în cuvântul pe care Dumnezeu vi-l dă. Dacă nu credeți în Biblie, n-aveți niciun reper să vă orientați și religiile lumii vă vor încolți, vă vor sufoca, vă vor înconjura și o veți schimba de la o zi la alta, când pe una, când pe alta. Biblia este reperul lui Dumnezeu, cuvântul e și din inima lui Dumnezeu și citind Biblia veți afla voia lui Dumnezeu, bună, plăcută și desăvârșită. Intrând în posesia ei, atunci veți avea alternativa să credeți în ea, luând-o ca mod de viață, stil de viață, sau să o respingeți rămânând doar cu cunoștința care vă va osândi, nu vă va mântui să credeți în Evanghelie, dar și să vă pocăiți. Credința este în relația cu Dumnezeu și cuvântul Său. Pocăința este în relația cu noi și cu păcatele noastre din trecut până în prezent. Oamenii care cred în Dumnezeu trebuie să se pocăiască de păcatele lor. Oamenii care pretind că ei cred în Dumnezeu și nu se pocăiesc de păcatele lor, Rolul credinței este să-l predispună pe om la pocăință, la smerenie, la acceptarea inferiorității lui în fața superiorității și infinității divine. Dacă credința care o ai nu te predispune la pocăință, nu te smerește, nu ți apleci capul, nu te așezi sub voia lui Dumnezeu, nu te hotără să-L urmezi cu smerenie, mulțumindu-i că s-a îngrijit și de Dumneata ca și de mine, atunci credința aceea nu-i bună de nimic. Ce-ar fi să bea apă și să nu-ți setea? Ai bea apă? Nici de cum! De câte ori noi am auzit pe bătrânii noștri spunând, mesete Și îi spui, ia tati un pahar de cola și spune, nu bea o taică de ăsta, că nu trece setea de el. Iată dar, oamenii când beau un lichid, trea, beau ca să le treacă setea. Să nu mai intrăm acum în anumite amănunte cu alții care beau din alte motive, alte soiuri de lichide. Cine ar bea apă dacă nu-i trece setea? Cu ei trebuie o credință care o bei, o înghiți, ți-o însușești și nu produce pocăință. Nu rezolvă problema. Rolul Evangheliei este să îți dea credința și să îți dea pocăința. Dacă citind Biblia nu ajungi la credință în Dumnezeu, acceptând tot ce spune El, indiferent că înțeles sau nu rațional, și apoi la pocăință, adică să te smerești și să spui, Doamne, eu sunt un vierme de om, Doamne, eu am făcut multe rele în viața mea, Doamne, eu sunt păcătos, iartă-mă și prin harul tău îți mulțumesc că sunt copilul tău. Asta este taina Evangheliei. Poți să citești Biblia de 2000 de ori, dacă nu înțelegi taina asta, ai citit-o degeaba. Există o taină a învierii. Biblia spune, iată, vă spun o taină. Nu toți vom adormi, dar toți vom fi schimbați. Nu vreau să insist asupra acestui subiect, fiindcă mai am câteva minute și vreau să le folosesc, vorbind despre o altă taină și ultima pentru mine în seara aceasta, taina fără de legii, dar vreau doar să spun că noi, uneori, în timpul predicilor despre trupul acesta Vorbim ca și cum nu ne vom mai întoarce niciodată în El. Însă Scriptura spune că fiecare dintre noi vom învia în trupul acesta. Cei care vor fi în viață vor fi schimbați în clipa aceea, iar cei care au murit deja se vor întoarce în trupul acela, dar care va fi de slavă, și așa se vor duce la locul de întâlnire cu Domnul. În locul de așteptare nu merge trupul, merge Sufletul, pentru că Sufletul e transcendent. El nu ține cont de timp și spațiu. Numai materia ține cont de, de, de reperele acestea, condițiile acestea ale existenței materiale. Timpul și spațiu sunt două repere aici, în lumea spirituală. Nu există timp și nu există spațiu. Nu există aici sau acolo, ieri sau astăzi. E un veșnic astăzi și e un veșnic aici, în lumea spirituală. Dar taina despre care vreau să mai spun două vorbe este taina fără de lege. Probabil că ar trebui să vorbim mai mult despre asta. Știți de ce? Pentru că taina aceasta este una dintre cele care nu s-au împlinit încă. Nici taina învierii nu s-a împlinit, dar aceasta are un caracter pozitiv și nu este foarte complicată. Înviem prin puterea lui Dumnezeu. Însă taina fără de legii, să știți că se manifestă prin metode de amăgire, de înșelare, de confuzie. Observați ce spune Pavel în 2 în capitolul 2 versetul 7. Taina fără de lege a și început să lucreze. El spune asta la timpul prezent, cu 2000 de ani în urmă. A și început să lucreze. Este prezentul continuu aici. Adică un lucru care se desfășoară în timp ce vorbesc și încă nu s-a încheiat. Taina fără de lege a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei în viitor. Și atunci să nu mai aibă nicio preliște, nicio barieră. Dar acum este o barieră. Nu vreau să discut despre cine este bariera, dacă e biserica, Duhul Sfânt, Scriptura și altcineva. Vreau doar să vă spun următorul lucru. Subiectul acesta este reluat de Ioan în Cartea Apocalipsa, ultima dintre cărțile Bibliei. Și în capitolul 17, versetele 5, 6 și 7, Ioan spune: Privind prin, prin ochii lui Dumnezeu, având parte de Revelația, de descoperirea lui Dumnezeu, pe frunte purta un nume care este o taină. Deci cuvintele care sunt pe frunte e un nume, dar numele ăsta are o semnificație, însă semnificația e secretă, e o taină. Și uitați care este numele? Babilonul cel mare, mama curvelor, a prostituatelor și spurcăciunile pământului. De ce te miri, întreabă îngerul două versete mai târziu, respectiv șapte. Îți voi spune taina acestei femei, adică îți explic ce înseamnă scrisul acela și a care o poartă și care are cele șapte capete și cele zece cununi. Și apostolul începe să explice. Privind la textul acesta, realizăm, dragii mei, că vremurile care urmează sunt vremuri complicate. Oamenii care au putere de decizie iau decizii împotriva lui Dumnezeu. Există frământare în populație, dar populația nu are niciun cuvânt. Noi avem dreptul să votăm. Și între cele două voturi e un mandat de 3-4 ani, unde liderii aleși de noi și împuterniciți de noi, delegați de noi să ne reprezinte, iau decizii. Ei, desigur, dau curs acestor decizii încurajați de cei, de oamenii fără de legii. Însă creștinii sângerează în inima lor privind la legile care se dau copii înfiați de doi bărbați care se pun împreună sub pretextul că sunt în familie și alte și alte anomalii și handicapuri morale și spirituale. Dragii mei, vremea fără de legii a început să lucreze pe vremea lui Pavel. A început în vremea lui Pavel. Însă astăzi a ajuns aproape de apogeu. Biblia ne vorbește despre un anticrist, aceasta este persoana împotriva lui Hristos, nu împotriva lui Dumnezeu, împotriva lui Dumnezeu în mod indirect, Biblia ne vorbește despre un scaun de domnie pe care îl va avea el, el va avea o reședință. Fiecare funcționar mărunțel are un birou așa undeva într-un colțișor, dar când va veni Anticrist, șeful planetei Pământ, el va avea o reședință uriașă. Ei bine, reședința aceasta este Babilonul cel Mare. Aceasta este mama prostituatelor, iar el va fi liderul acestui imperiu. Observați, vă rog, că Biblia face analogie între El și Hristos, între Babilon și Biserică și așa mai departe, între Duhul Sfânt și Prorocul Mincinos, cum mai spuneam noi odinioară. Însă ceea ce vreau să vă spun, că această taină fără de legii trebuie cunoscută la nivel general de Biserica lui Dumnezeu, pentru că să aibă un reper în vremea aceasta în care trăim. Scumpii mei, aș vrea să stăm înaintea Domnului în această seară, fiindcă timpul nostru s-a expirat și uh, n-au intrat zilele în sac. Nu stăm în această seară peste timpul de biserică, ca să mai spunem două, trei vorbe, pentru că oricum nu terminăm să spunem ceea ce ar trebui. Să vreau să vă încurajez la rugăciune și să vă spun următorul lucru. Cei care au peste 30, 40, 50 de ani și au trăit și alte vremuri, au trăit și în altă cultură, au apucat și o altă filozofie de viață, de bine, de rău au în inima lor o bază spirituală care îi ajută mai mult decât generația tânără care astăzi iese pe piață fără nici măcar o țâră de experiență. Și tinerii aceștia pendulează între cele două culturi, între cele două limbi, încearcă să se mulțumească pe ei cu dorințele lor și pe părinții lor cu dorințele celelalte și asistăm astăzi la un pericol la care ei, copiii noștri și tinerii bisericii, sunt expuși. Noi toți oamenii de pe tera suntem expuși, pentru că taina fără de legi vrea să ne înghită pe toți. Lucrul acesta este un lucru serios și implică risc și pericol pentru Biserica Domnului. Aș vrea în această seară să stăm în rugăciune și în încheierea serviciului divin, să mulțumim lui Dumnezeu pentru manifestarea sau împlinirea sau cunoașterea tainelor pe care le-am enunțat, însă să vă spun că mai este una cu care trebuie să ne confruntăm până în ultima clipă de viață, taina fără de lege. Și ea va bate la ușa inimii dumitale, a soțului, a soției, a copiilor, a părinții, a membrilor familiei, dacă este posibil, rănin ca un leu, să înghită pe cei aleși. Și după 20 de ani de pocăință să-ți premiul alergării și să rămâi cu nimic sau mai grav, după 50 de ani de pocăință. Vă chem în această seară să priviți cu seriozitate și cu teamă sfântă problema aceasta, angajându-vă în fața lui Dumnezeu să vă apropiați tare de bine și să, de vă, să vă îndepărtați suficient de mult de rău. Dragii mei, haideți să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm, fiecare în dreptul lui și a casei lui. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betanii.che sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betanii.che. Până data viitoare când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.